meciul anului pentru fotbalul mic buzoian. Mâine de la 17.30, pe teren neutru la Slobozia, campioana județului Buzău Voința Lanuri va disputa barajul de promovare în Liga 3 -a. Misiunea buzoienilor este cvază imposibilă, întrucât întâlnesc poate cea mai dificilă echipă de la acest nivel, campioana din Prahova, CSM Câmpina, formație care în 34 de etape a câștigat 31 de meciuri și n-a pierdut niciunul. Au avut antrenori până acum vreo trei antrenori de divizia A, deci a fost Roșca, Victoraj și Roșca, după aia a fost Bogdan Unuț și după aia în ultima perioadă a fost Sinescu. Dar au jucători cu experiență, jucători cu care nu uitați că în iarnă a bătut pe Gloria Buzo. Antrenorul buzoinilor, Tănase Lăptoiu, a mers în Prahova pentru a-și vedea adversarii într-un meci și s-a întors mai optimist. Eu zic că șansele sunt egale. Deci eu să nu fie. Eu i-am văzut, deci sunt jucători buni, cu experiență, jucători masivi, joacă, da și noi putem pune probleme. O să vedeți. Pentru că tot e la modă, meciul ar putea să nu se joace doar pe teren. Echipa din Lanuri a depus azi, în preziua meciului, un memoriu la federație prin care solicită victoria cu 3 la 0 la masa verde. Buzoienii au informații că AJF Prahova n-ar avea statut, iar campionatul din județul vecin s-ar fi disputat într-un sistem pentru care FRF nu și-a dat acordul. Oficialii voinței lanuri au preferat să nu vorbească azi despre acest subiect, anunțând că vor da detalii mâine, înainte de începerea meciului.